Și-a luat prietenul și au plecat împreună la Miami în speranța că vor putea face bani pe căi ilegale. Aceasta este povestea filmului care va ajunge în curând în cinematografe, iar vinovatul este Codin Maticiuc. Zici și Cosmin! Cosmin, da! Adelina, te iubesc! Ce faci? Să trăiți! Mulțumesc, mulțumesc! Ce introducere drăguță mi-ați făcut acestui film, Vinovatul, da? Mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult treaba asta, da. Așa este, intrăm cu Miami Beach în cinematografe din 21 februarie, în full, așa, aveam premiere și pe 19 și pe 20. Adică mai sunt două săptămâni. Mai sunt, da, mai sunt două săptămâni. Două săptămâni, da. Dar noi suntem în focuri, așa, pentru că săptămâna, mâine plecăm la Timișoara, poimine îl lansăm acolo. Este primul film care se lansează, adică red carpetul, facem la Timișoara. Altă parte, da, și la București, Timișoara, da. Da. Facem și la București, dar primul ever este la Timișoara. De ce? Că întâi la Timișoara și apoi în toată țara. Nu e, adică e un punct de vedere, adică trebuie să s-au împlinit niște ani de când băieții acolo au făcut ceva. Pentru că pur și simplu nu se întâmplă și că cumva trebuie să mai dăm așa și provincii. Tot timpul la București se întâmplă chestii cool și tot timpul la noi e primul și nu știu, uite că e la Timișoara. Avem și prieteni foarte dragi acolo și care mă pot ajuta să se organizeze. De ce contează? Pentru că noi putem să venim castul și crew, dar trebuie să chemem oamenii așa, influencer local, oameni care să-și pună părerea, apoi, domne, e bine, nu e bine. Cum a fost la filmări? Băi, a fost interesant așa că am filmat în două țări, adică faptul că am filmat în America cu bune și cu rele. Așa. Și vrem să refacem cumva toată experiența asta, asta aș vrea să vă spun în premieră aici la voi, pentru că n-am povestit chestia asta. Am lansat un concurs în care luăm pe câștigătorul plus o persoană, îi luăm cu noi la Miami 10 zile. 10 zile eu cu Bro și plimbăm efectiv încă o dată peste în toate locurile în care am filmat, da. Adică avem și insule private, iahturi, bărci, cluburi. De ce trebuie să faci pentru asta? Nu trebuie să meargă doar la film. Să meargă la film. Să meargă la film, să trimită apoi normal biletul la paginile Miami Beach ca să se înscrie efectiv în concurs, că nu o să iau pe toți care au fost la ai fost la film, dar treci Miami. N-am vrut, domnule, n-am participat. Treci, domnule, Miami. Sincer, chiar e greu. Da. Da, trebuie să meargă la film, să trimit un mesaj cu chestia asta, să păstreze biletul. Vom extrage, pe 30 aprilie extragem, ne ocupăm și de viză, în sensul că dăm actele necesare și așa mai departe, de la firma Miami-BCLC din America. Adică noi dăm niște... Înlesnim, sau ceva, sau nu trebuie să aibă viză, ne vom adapta în funcție și de concediul lui, că trebuie să, ca să putem pleca toți. Adică trebuie să aibă și Bro Tim, și eu, dar și el să... Întrebăm, bă, când ai concediu, când poți să-ți iei. Hai să ne organizăm, suntem 4 oameni care plecăm împreună. La filmare ați râs, v-ați distrat. Băi, am râs și ne-am distrat. Dar pentru că eu l-am scris, acest scenariu, peste mine a venit Alex Cotes și a adăugat poante și situații foarte mișto, foarte mișto scrie Alex, sunt îndrăgostit de cum scrie Alex, dar pentru că l-am și produs, a fost extrem de stresant. Da, adică asta cu ați râs, v-ați distrat. Adică e cumva greu din toate... A fost îngrozitor. Deci noi filmasem în România, filmasem 4 zile în România, prima scenă, prima secvență, mă aflam în casa unui prieten, în vila unui prieten. Și eram așa, la cadru era Jesus cu Bro, îl așezase cu un actor american chiar din Puerto Rico, așa, Codin, vino să tragem. Și eu eram în spate cu un producător executiv care mi explica că proprietarul vilei, care e prietenul meu bun, nu voia să semneze acordul de filmare în casă. Și eu eram efectiv, bă frate, te rog eu frumos, semnează-mă aici, semnează asta, că nu putem să dăm drumul. Noi n-aveam cum să ne mutăm, eram totul așezat, lumini, tot, nu putea zice, hai mă, găsim altă vilă. Era prima zi de filmare, dădusem drumul. Găsești acolo vila și ăla zicea, dar nu înțeleg, eu ți-o dau gratis, de ce trebuie să mai semnez? Da, uite, hai, filmează. Păi nu, te rog eu mult, dacă te lovește o mașină, și fita nu o să-mi dea acordul sau să zică, bă, s-a filmat la noi în casă, fără, nu e ok treaba asta, fără acord. Și, bă, nu mă înțelegeam cu el, efectiv. Eu îmi zicea, nu semnezi nimic. Dați-i drumul la filmare. Bă, efectiv, normal că până la urmă chiar am înțeles și a semnat și a fost tot ok, dar eu la prima așa mi-a fost rău până am vomitat. Nu mi-a fost niciodată rău fizic. Nu mi-a fost niciodată rău fizic de la stres, efectiv. Eram stresat și eram acolo și am zis lui Jesus și la cadrul a tras beau niște apă, s-a pus și apa caldă. Știi, era apă la temperatura camerei, cumva, nu mi-au pus ceva rece. Era de la robinet, așa, și mi s-a părut ceva de la aia. Și am zis, Iisus, vomitam, veneam, spunea replica. Dar ce ți-a trebuit ție să te complici? Practic să te apuci tu să treci prin emoțiile astea cu așa, când tu aveai viața ta frumoasă, știi ce zic? Corect. Corect, așa este, ai dreptate. Liniștită, viața frumoasă, bă, liniștită, bă, nu foarte liniștită, că eram tot timpul agitat. Dacă mi-au dat masă bună, dacă nu mi-au dat... Știi, că și cluburile astea, nu e ușor. Bă, trebuie să te ții de ele, știi? Exact. Adică, bă, cu tare, petrecea cu tare, în primul rând să intri, după aia să ai masă, după aia să se întâmple lucruri. Înainte să vă răspund la întrebare, vreau să spun că sunt două lucruri extrem de diferite, acum s-au mai schimbat, dar la început erau cei care auziseră de tine din revistele de scandal. Normal. Și părerea celor care te și știau. Și erau extrem de diferite aceste opinii. Unii spuneau, cine mă poponez, nu știu ce, și alții spuneau, băi, tu știi ce băiat e? Și deștept, și școlit, și cult, și cei care mă cunoșteau, mă rog, s-a mai mărit numărul celor care mă cunosc. Eu întotdeauna am spus că am fost și sunt recunoscător acestor site-uri de socializare care ne-au dat și nouă voce. În ziua în care voi doi și realizatorii acestei emisiuni se vor hotărî să nu mă mai invite pe mine aici, dintr-un motiv sau altul, că ne putem certa, nu știu, profesional, în plan personal. Eu voi avea întotdeauna și eu canalul meu. Și asta e doar datorită... Băi, e prima dată când s-a întâmplat. Atunci era o voce a presei, care erau două, trei trusuri și care cumva se uniseră într-un glas. Spuneau ceva despre mine. Un nenorocit, un animal, care bea și... îi place să, nu știu, place fetele, acest un nenorocit extraordinar, așa, și am avut și eu o voce. Și vocea în fiecăruia dintre noi, fiecăruia care se uită la noi, poate devine extrem de importantă. Și un text pe care cineva îl scrie acum foarte bun sau atinge o problemă sau un filmuleț extraordinar, poate să viralizeze, poate să ajungă și pe CNN, poate să bată, nu știu, audiența chiar și a emisiunii asta. Se poate cu o dată, cu un text, să, bă, să rupi, știi, adică îți poți spune părere. Dincolo de felul în care te prezentau aceste reviste, ziare și tu reviste, aveai succes la femei. Da, eu pofida, da, eu mă lupt, știi, adică, înțelegi? Tu îți dai seama ce succes aș fi avut dacă eram și eu înalt, slab și să nu mă facă ăștia cu ziarele. Tu rupeam, în primul rând aveam timp, adică eu tot timpul m-am gândit, bă, cumva Dumnezeu mi-a dat, știi, mi-a dat să pot să duc, bă, să pot să duc, că nu știu dacă puteam să duc. Tu îți dai seama dacă eram înalt, dacă eram și frumos. Dacă eram frumos. Dacă eram, uite cum e COVID, superb. Da, superb ca asta. Ce făceai? Dacă eram, mă cartam exact așa și cu banii mei. Adică, nenorocire. Păi te-a făcut superb, dar sărac. Nenorocire era. Și să vorbească și din presa de bine. Un băiat extraordinar. Mă nenoroceam. Mă nenoroceam, efectiv. Am avut, cumva, m-a ținut așa Dumnezeu. Da, m-a ținut Dumnezeu, da, a avut de grijă de mine. Nu ți-a dat pe toate părțile. Nu mi-a dat cât să pot să duc, efectiv. Nu, mi-a dat să pot să duc. Dar ce cuceritor ai fost tu? Că acum nu se mai pune problema că ai... Practic, practic tot aia acasă, copii, nu mai discutăm. Și a pus ghetele în cui. Exact. Ce fel de... Erai romantic, erai... Adică micuța vrea să știe cum procedai. Băi, sincer, una mână, eu sunt un romantic, chiar sunt un romantic, dar nu puteam să fiu la club, pe bașii aia și pe nenorocirea aia, tot cu semnul îi făceam, băi, cu tare, băi, ceva, mănânci ceva, adică nu era ce romantic să fii la club, adică depinde de situație. Bine, deși pornea de la expresia dragostea trece până în stomac, adică îi dădeai să mănânce ceva, știi? Îi dădeai să... O duceam la un restaurant bun dacă aveam ocazia. Dacă ea cădea prea repede în prima seară, nu mă duceam, ce să o mai duc la înțelegeți. Nu mai prindea restaurant. Era logic. Dar dacă nu punea un pic de rezistență, ce făceai? Băi, hai să spun cinstit acum și să fiu cinstit cu voi. Toate au opus rezistență. Jur, m-am chinuit la toate, bă, ca un câine. Mi-a dat sângele pe nas pentru fiecare cucerie, jur. N-a fost așa, adică cu tare am venit eu și am intrat. Nu există post. Bă, m-am chinuit. Da, am avut așa, dar chiar m-am chinuit la fiecare și le-am scris și mesaj. Adică așa a fost viața mea, a fost o viață chinuită și cu muncă. Așa m-am obișnuit, că părinții mi-au spus de mic, bă, tată, trebuie să muncești. Pentru ce ai, trebuie să muncești. Da, și am tras pentru fiecare. La un restaurant, trimiteai șoferul pac, trimiteam șoferul pac, corect. Un buchet de flori? Sau nu te mai complica? Bă, asta cu florile am încercat tot timpul să o evit, pentru că toată lumea trimitea, știi? În lumea mea concurență. Buchetele erau, știi, nu mai știai ce să faci. Era din ce în ce mai mare buchet. Am un prieten foarte bun și a cucerit actuala soție, că n-am mai avut cum să dea înapoi, de seama la ce investiții pe cucerire făcuse, n-am mai avut cum să cutare. Deci am un prieten care și-a cucerit actuala soție cu un camion de flori. Bă, deci a luat-o, nu mai trandafir, nu mai știu, că s-a luat la piața de flori, așa, dar a umplut efectiv un camion, n-a putut să bage în casă toate, erau mai multe buchete, erau strânse cu niște sfori și le-au descărcat în fața blocului, efectiv, într-o grădină. Dar ce avea, mă, femeie? Nu știu, că nici eu nu mi-am explicat. A luat-o de nevastă. Este una dintre cele mai frumoase povești de dragoste pe care eu le-am povestit pe blogul meu, în sensul în care omul este iranian, în care cu religie islamică, religie islamică dură și acolo știi foarte bine, și s-a convertit la ortodoxie pentru ea ca să poată să o ia de nevastă. Deci vreau să vă spun că în Iran este pedepsa cu moartea pentru ceea ce a făcut el. Nu știu, n-am mai fost niciodată în Iran de atunci. Na. El locuia la Paris. Nu era un om care religia pentru el nu era nu era fanatic, nu era nici măcar, era cum suntem noi. Adică, bă, credem în Dumnezeu, că ea româncă ortodoxă, pe el acum îl cheamă Nicu. Pentru că Pentru că și-a luat nume de botez. Îl salutăm cu admirație. Îl salutăm cu admirație pentru că este prietenul meu bun și eu sunt, vreau să vă povestesc dacă am timp, eu sunt nașul lui de botez, l-am dus, l-am botezat, așa, pe el îl cheamă Nicu pentru că a trebuit să-și ia un nume de botez. Corect. Nu i-am pus numele. El și-a ales singur numele. Ascultă-mă un pic, că e foarte drăguț. De ce te grăbești? Și-a ales numele ca tatăl ei. După tatăl ei. În respectul tatălui ei a spus vreau să mă cheme ca pe tatăl tău. Și îl cheamă Nicolae, normal, noi îi spunem Nicu, înțelegi? Păi îl cheamă Arian Giafari, dar îl cheamă Nicu. Îi spunem Nicu. Arian Giafari. Zis și Nicu. Zis și nea Nicu de la 3. Putea să-și pună Nicolas, știi, că acum se poartă. Și ce vreau să vă povestesc, el vorbește franceză, eu vorbesc franceză și am încercat să... Încercam să-i traduc slujba în timp ce se întâmpla. El era îmbrăcat în străile alea, a pus în brațe în alb cu tare, nu l-a băgat în aia, dar i-a turnat în cap. Prin ce a trecut săracul. Și eu îi traduceam efectiv slujba pe cât puteam, pentru că, deși franceza mea este una bună, sunt tot fel de arhaisme cu telepezi, adică... Tu renonces à Satana, nu? Așa îi spuneam, tu renonces, il me demande si je renonce à Satana, mais c'est... Vraiment, c'est toi. Că el, cumva, știi că el când zice renunț la Satana, e numele copilului, spui exact, tu. Că tu. Și eu îi spuneam, băi, numele tău, dar eu spun... Nu puteai să-i telepezi. Îi explicam, vă jur, cât am putut. Omul fiind de vârsta mea, așa mai vorba aia, netate, fiind și chel și automat tuns scurt, cum e broc, cumva, da? Aha. Este un obicei la noi, pe care mi l-am identificat exact atunci când mai botezasem 10 de copii. Este un obicei care trebuie să taie copilului un pic. N-avea săracul. Băi, oameni buni, ăla n-avea săracul și stătea acolo și când preotul a scos forfecuța, el știind ce e la ei, m-a luat așa de braț, s-a făcut alb tot, bă, alb. Și a spus, fratele, spune că eu sunt tăiat acolo jos. El s-a gândit că... El s-a gândit că... Te înțelegi? Și el m-a luat de braț și zice, dis-lui că je suis deja coupé. Dis-lui că je suis deja coupé. Spune că sunt deja tăiat. Și eu ziceam, nu, se pasa, dar râdeam, înțelegi? Și el era, te rog, băi, l-ați simțit că atunci ar vrea să dea înapoi. Adică ar zice, băi, știi ceva? Totul pun aici. Da, mă doare în curs de Nicu și de toată treaba asta. Eu dacă vor să mai taie ceva, eu săracul tăiat. Dai seama, el circumcizia existând deja la el, n-a văzut aia. Nu-ți imaginezi ce vrea să preotul să taie la botez. Ce să gândea, că o taie? Ce să taie? Dom'le, vrea să mai taie un pic. Și ăsta s-a făcut alb și zicea, nu, spune că eu nu am cum asta, nu pot asta. I-am zis, băi, nu, e din cap. Cum din cap? Că el neavând nimic, nu-și putea imagina de unde să tai ceva. Când tu n-ai niciun pic de păr, a fost extraordinar botezul. Da, botezul Smarandei voi l-ați făcut? Da, normal. Cum a făcut botezul? A fost... Nu știu, foarte drăguț, în afară faptul că era să leșine vreo 2-3 femei, când au băgat-o pe Smaranda așa în apă și că au băgat-o cu totul, cum e la noi, bam, să nu cumva să treacă apa jumătate de metru peste cap. Păcatul e acolo, adică știi ce zic, nu merge cu așa să o stropeală. Să dai un pic așa. Păi și asta la demântuială, că nu de mântuială, de stropeală. Băi, treabă serioasă făcută asta. Bă, ca lumea să piasă, adică când... Sau urle! Da. Adică dacă ar fi acolo o culoare, bă, ai scoat-o toată, știi, nu există. A fost peste tot. Normal. A fost ca un botez. N-am făcut petrecere. Nu, noi nu stai cu petrecerile astea. Nu, e extraordinar. Dintr-o dată tu nu mai ești cu petreceri. Nu, dar nu sunt cu petrecerile astea în care există canoane și trebuie să invit lume pe care mi-am mai văzut de mult, unii sunt morți, că e ca la alegeri, vin și ei, vin și morții, știi? Adică nu știu. Nu sunt cu petrecerile de genul ăsta. Fac petrecerile mele cu prietenii mei, împreună nu trebuie să fie atunci și copilul participă, nu participă, îl aduce un pic. După aia când se dă drumul la fumat, să nu mai... Ursitoarele! Ursitoarele care să vină, să facă un moment frumos. Tot așa, separat, adică mie îmi place totul să fie separat. Doamne, am făcut casting la ursitoare. Am făcut casting pe ursitoare, totul a fost bine organizat, petrecerea continuă. Castingul e deschis. Ursitoarele ți-au ursit și ție, nu numai copilul. Ursitoarele au ursit și la cine, că dacă copilul nu era acolo. Nu era, că ele au venit. Bă, ele au un dar. Darul ăla se irosește dacă nu-l folosești. Da, și ele au venit ambalate, îți dai seama, când au venit, cum au intrat ele pornite și ambalate, cu tare copilul nu e și au zis, da, ce e asta, pentru ce a burlaciul. Și ele erau pregătite, că tot ele erau, știi, tot, dai seama că au... Tot darul oferă. Da, și sta aceleași, da. Știi că e ursitoarea rea care e bună, știi, da. Nu știi ce contează. Mulțumim tare mult! Miami Beach în cinema, că eu asta am venit să zic. Să revenim la ce am început. Miami Beach în cinema, mergeți la cinema și vedeți film comercial românesc, că s-ar putea să fie de bine. Mulțumesc, mulțumesc că m-ați invitat, mulțumesc!